Pentru Costinel Mira, votul este nu doar un drept, ci chiar o obligație. Așa că a trecut peste orice obstacol. În lipsa unor rampe funcționale pentru persoane cu dizabilități, bărbatul a fost ajutat să urce scările în scaunul cu rotile. Votez pentru o România mai prosperă. Votez ca lumea să fie cu frunțile mai descrețite. Și aș vrea ca președintele să fie un model pentru restul românilor. În decembrie 89, soarta lui Costinel Mira s-a schimbat odată cu soarta țării. Locotenent major pe atunci la o unitate militară din Craiova, bărbatul a fost una dintre victimele teroriștilor care trăgeau de peste tot. În ajun de Crăciun, în timp ce căuta pe blocuri bărbații în combinezoane negre care omorau oameni, un glonț i-a pătruns în gât și aproape că l-a omorât. După 3 zile de comă s-a trezit, iar după un an și-a dat seama că a rămas paralizat pentru totdeauna. Pentru Costinel Mira însă, revoluția a însemnat un nou început. În primul rând, libertatea este moștenirea pe care a lăsat-o Revoluția de acum 25 de ani. Și o bunăstare pe care nu putea să o lase Revoluția. Puteam să o câștigăm noi, dar Revoluția ne-a creat, ne-a deschis ușa către așa ceva. Acum, în ziua votului, a vrut să fie din nou printre cei care scriu o nouă pagină în istoria țării.